O investiție interesantă în perioada asta este bursa, însă atenție, în perioadele de scădere economică, bursa scade. Marea majoritate a oamenilor cumpără când bursa crește, că sunt atrași de creșterile astea, bursa, cripto, imobiliarele, da. Toată lumea se duce când crește. Investitorul adevărat cumpără când lucrurile scad, când lucrurile se ieftinesc. Da? Și atunci, în momentul ăsta, este o oportunitate foarte bună să intri pe bursă cu următoarele amendamente. Numărul 1. Nu intrăm niciodată cu bani grămadă. Da? Să presupunem că ți-ai făcut niște economii, ai avut o perioadă sau ai vândut ceva, ai 10.000 de euro, zici, mâncați așa, acum mai bag. Pătăți. Nu. Nu, pentru că în contextul ăsta care este vulnerabil, fragil, nu știm dacă nu urmează o scădere și mai mare. Și atunci intrăm, împărțim suma respectivă, cât o fi, 5.000 de euro, mi-o împart în 10 felii și intru pe parcursul a 10 luni cu câte 500 de euro pe lună în mod constant. Această metodă se numește DCA sau DCA sau Dollar Cost Averaging. Eu îi spun pic cu pic. Da? Pe bursă nu se intră niciodată cu bani grămadă. Feliem așa și intrăm pe termen lung.